Bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție specială. Avem dezvăluiri în exclusivitate, doamnelor și domnilor, despre reținerea Sorinei Pintea. Cei mai reputați analiști vor comenta aici la România TV această informație bombă. Foarte important, Sorina Pintea, o să o vedeți cu lacrimi în ochi la România TV. Discutăm inclusiv despre asaltul procurorilor DNA asupra liderilor PSD, pentru că pare a fi cea mai mare operațiune înainte de alegeri. Avem de asemenea informații de ultimă oră și despre noile cazuri de coronavirus, se iau măsuri extreme. O să vedeți că oamenii care sunt în carantină la această oră sunt efectiv păziți cu jandarmii. Vedem ce măsuri se iau în continuare pentru protecția românilor, pentru că medicul Adrian Străinu Cercel va fi în direct alături de noi cu toate aceste informații extrem de importante. Vă prezint și invitații mei din platou, domnul Florin Durgheu, avocat, bună seara, bine ați venit, domnul Ovidiu Telegescu, psiholog, bună seara, mulțumesc de asemenea pentru prezență, Luis Lazarus, jurnalist, bună seara. Mulțumesc că ești alături de noi și domnul Cristian Ciocan, director de comunicare, Sindicatul Național al Polițiștilor. Bună seara, bine ați venit în direct prin telefon. Domnul Dan Andronic, redactor șef, director evenimentul zilei, Victor Ciutacu, realizator România TV, dar și jurnalistul Sorin Roșcastănescu. Bună seara tuturor. Însă, pentru început, vreau să mergem la colegul meu Mircea Sime, pentru că urmărește întreaga operațiune a Direcției Naționale Anticorupție în Baia Mare, doamnelor și domnilor. Vedem chiar acum imagini în direct de la spitalul condus de Sorina Pintea, va fi adusă în această seară în capitală pentru audieri. Mircea Sime este alături de noi. Mircea, ce ne poți spune despre tot ceea ce se întâmplă în această seară cu Sorina Pintea? Bună seara, Violeta, bun găsit tuturor. Nu vrem să ne dezmintim, suntem prima târziune de știri din România și vrem să dăm cele mai bune informații. Astfel, pe surse, acum Sorina Pintea deja se află în mașină spre București în acest moment. Asta înseamnă că a primit mandat de reținere. Și ce trebuie să vă mai spun, am aflat tot pe surse cum s-a desfășurat acest flagrant. Vorbim despre un domn care ar fi intrat în secretariat în prima fază, după care a intrat și în biroul Sorinei Pintea, a aruncat pe masă un plic, iar când Sorina Pintea a luat plicul în mână și s-a întors după acest domn să-l întrebe despre ce este vorba, în secunda 2 au intrat mascații. Încă este lumina, într-adevăr, la Spitalul Județean din Baia Mare. Biroul Sorinei Pintea a fost sigilat. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare. Bun, mulțumesc mult, Mircea Sime. Te așteptăm pe parcursul emisiunii cu informații noi de îndată ce le vei obține. Domnule Andronic, aș începe cu dumneavoastră. Acestea sunt informațiile pe surse, cam cum a decurs flagrantul. Eu știu așa că un flagrant este în momentul în care... Deci, vă rog. Asta a fost desfășurarea evenimentului, nu e flagrant. Flagrantul presupune mult mai mult. Presupune un denunț, presupune niște înregistrări, presupune o determinare clară a celui care urmează să ia banii și stabilirea exactă a circumstanțelor. Deci faptul că ți aruncă cineva un plic cu bani și te duci după el să-l întrebi despre ce e vorba, nu înseamnă, asta nu-i flagrant. Asta e provocare. Dacă asta a fost desfășurarea. Dar eu zic totuși să așteptăm să vedem care sunt elementele concrete, pentru că acum totul funcționează la nivel de zvonuri. Până în acest moment nu avem un comunicat oficial al DNA, am tot urmărit pna.ro și nu există nicio informație legată de Sorina Pintea. Mă gândesc, domnule Andronic, dar dacă este ce s-a întâmplat astăzi să fie doar o parte, poate era filată mai de mult Sorina Pintea, poate există niște înregistrări telefonice. Deci am văzut că există o confirmare deja pe un site din partea DNA-ului că s-a desfășurat o operațiune în biroul Sorinei Pintea, o operație de flagrant, iar ceea ce spuneți e logica a ceea ce ar fi trebuit să întâmple. Deci un flagrant de luare de mită nu înseamnă doar că ai luat un plic, ci trebuie stabilite toți pașii, toate circumstanțele, pentru că, repet, altfel e o provocare. Avem și un avocat, domnule Durgheu, dacă doriți să interveniți. Bună seara. Dimpotrivă, toată stima, bună seara, Dan. Eu aș merge chiar mai departe. Nu este vorba de o provocare. Dacă situația s-a întâmplat exact așa cum a fost descrisă de reporter... Acestea sunt informațiile pe care corect. Le avem în acest moment. E posibil să se schimbe informațiile? Corect, dar dacă filmul evenimentelor a fost acesta, nu vorbim de provocare, ci vorbim de înscenare.
Pentru că în momentul, da, în care, în momentul în care îi pui cuiva în brațe un plic, ăsta o să ia după tine și te întreabă ce e cu el și năvălesc anchetatorii, nici măcar provocare nu este. Pur și simplu o înscenare abjectă. Și sper din suflet să, mă rog, să ne lămurim cât mai repede, astfel încât această dilemă să fie evaporată. E clar că DNA-ul trebuie să se reinventeze, e clar că asistăm la o vânătoare de PSD și nimic nou sub soare, era de anticipat, dar lucrurile astea n-ar trebui să se întâmple decât, astfel de anchete n-ar trebui să se întâmple decât strict în limitele normale ale legii și ale bunului simț. Da, domnule Sorin Roșca-Stănescu, cum ați reacționat la această informație? Iată, vineri, seara, ce să mai, spre noapte? Am mai avut o asemenea situație cu un ministru, cu domnul Remeș, care practic a fost ucis de către DNA în urma unei înscenări. Deci trebuie să avem mare grijă. Dan Andronic are dreptate. Să vedem dacă se respectă definiția dată de codul penal și de codul de procedură penală al noțiunii de flagrant. Dacă da, atunci pentru PSD situația este de o gravitate extremă, nu vorba doar de soarta doamnei Fintea. Este evident că e practic le cade mănușă celor de la PNL situația aceasta, dacă într-adevăr este adevărat. Da, și va fi exploatată la maximum această chestiune. Deci, tocmai de aceea, subiectul este și mai sensibil, că nu vizează doar viața și libertatea unei persoane. Dacă într-adevăr a fost un flagrant, dacă într-adevăr doamna Sorina Pintea a luat mită, atunci PSD-ul pierde câteva puncte în alegeri. Cu observația pertinentă că acest adevăr în niciun caz nu îl vom afla înaintea alegerilor locale. S-a produs acest tsunami, acest cutremur pe scena politică. Acuzația clar planează asupra doamnei ministru și asupra PSD-ului. Adevărul în niciun caz nu-l vom putea afla. Să nu fim chiar de catastrofici. Totuși, sunt anumite lucruri care mai funcționează în România. Nu, da, adevărul cum să-l aflăm în 4 luni de acum încolo urmărirea penală? Păi nu, dar trebuie să dea un comunicat DNA-ul, să explice ce s-a comunicatul, întâmplat. Mă tot uit pe pna.ro, nicio reacție, absolut nimic. Ultimul comunicat de urmărire penală reținerea este pe data de 14 februarie. Faptul că au adus-o este la în drum spre... Dar asta înseamnă, apropo, asta înseamnă că a fost reținută sau poate i-a adus-o la declarare? Teoretic, reținerea ar trebui să opereze, durata reținerii să curgă din momentul în care omului este restricționată libertatea de mișcare și nu mai are acces la telefon. Teoretic, practic, din nefericire nu se întâmplă deloc așa. Se întâmplă de-abia după efectuarea percheziției, când oricum nu mai ai dreptul la telefon și libertatea de mișcare. Ceva. Doamna Pintea ordonanța poate să fie adusă în această seară doar pentru a da declarații, nu să fie și reținută? Sau e? Ba, deci, de ce să fie adusă? Va fi adusă. Deci ordonanța de reținere încă nu este dată, iar via va fi... Stați puțin, că să trec o donată, dar să ne pierdem în amănunte. Stați un pic. Dar nu e niciun amănunt, e foarte clar. Toată lumea ce unde s-a produs evenimentul ăsta? La Baia Mare. La Baia de ce este adus cetățeanul la București? Că DNA, structura centrală, poate păi de ce? Pentru că este operațiunea Direcției Naționale Anticorupție, structura centrală. Păi de ce nu există în plan teritorial structura? Da, există, dar nu e prima dată. Ce ziceți, domnule Andronic? Vă rog. Nu există, de nu există responsabilitate teritorială la nivelul structurilor Brașovu. Poate să ancheteze Constanța, iar unitatea centrală poate să ancheteze unde vrea. Sigur că da. Ne-am înțeles. Pe de altă parte, dincolo de a despica firul în patru, haideți să vorbim pe general. Care sunt condițiile arestării preventive sau reținere? Dar nu, înainte de arestare preventivă să vorbim de reținere. Se vorbește de mandat de reținere. Stați puțin. Bun, ne întoarcem imediat la mandat. Stați o secundă, domnule Ciocan. Stați să ne înțelegem. Cum e cu reținerea asta în România, domnule? Deci sunt îndeplinite condițiile? Ce condiții au fost întrunite? Eu vorbesc pe general, nu în cazul ăsta, că are elemente. La reținere, procurorul reține și atât. Când duce, pe cum reține și atât? Stați un pic, stimați invitați, ne întoarcem imediat la reținere. Stați o secundă, vă rog, domnule Ciocan, Victor Ciutacu, apropo de mulțumesc mult pentru intervenția telefonică, apropo de chestiunea asta, cum spunea domnul Sorin Roșca-Stănescu, că totul se va reflecta, evident, în Partidul Social Democrat. Înțeleg că de câteva zile, doamna Sorina Pintea și-a anunțat candidatura la primăria din Baia Mare. O, ce veste minunată! Să ținem cont de ce s-a întâmplat astăzi, operațiunea DICOT-ului.
fără nicio legătură, nu cred că are nicio legătură, Codrin Ștefănescu cu încă, nu știu, 15-16 lideri ai PSD chemați la audieri. Dacă punem totul în context, te rog. Hai să o luăm în context. Eu nu opun nimeni pe buletin, dar mie chestia asta îmi pute atât din rațiuni subiective cât și din rațiuni obiective. Pe de o parte, eu refuz să cred, sau încă refuz să cred, că Sorina Pintea e atât de tâmpită sau atât de ticăloasă, încât să ia șpagă în plină operație în are a liderilor PSD, pe taman pe tema contractelor pe coronavirus, când toată lumea stă cu ochii pe toată lumea. Și în birou, deci la ea în birou, pe da, cine să chem birou, tu? În să... contextul în care își anunță candidatura la primăria municipiului Baia Mare, arcălui primar în funcție, domnul Cherecheș a fost de asemenea arestat de DNA, sau în urma asistenței DNA, în campania electorală și a câștigat alegerile din pușcărie. Dacă cu 70%. Așa, tot în campanie l-au luat și Cherecheș a câștigat alegerile din pușcărie. Și pe Cherecheș l-a luat structura teritorială, aferent nu l-a luat structura de la București, spre exemplu. Și toată lumea știe că, în general, când București se duce peste provincie, e o operațiune comandată de sus, ca să le ia pe fraier. Asta pe de o parte. Repet, nu exclud că n-am fost în birou acolo să știu dacă l-a sau n-a luat Sorina Pintea bani. Pe de altă parte, când ai mai auzit în lunga existența Direcției Naționale Anticorupție, atâta transparență încât în timpul unei operațiuni de flagrant, spun ei, șeful structurii să confirme pentru un site de știri faptul că are loc un flagrant. Când ai mai auzit, spune-mi și mie, sub orice conducere a DNA-ului, Daniel Morar, Codru Stachiove și Călin Nistor, oricine, când a confirmat șeful DNA vreodată, în timpul unui flagrant, evident că nici nu prea au făcut, că erau pe abuz în serviciu, execuția unui flagrant. Am înțeles că domnul Bologa a anunțat că o să fie transparentă, o să fie bine, o să fie frumos, dar dacă vreau să fie transparentă, făceau flagrantul live pe Facebook, adică măcar să vedem tot ce se întâmplă acolo. Dar în orice caz, actualul procuror șef a confirmat pentru o publicație. Păi, tu ai mai auzit vreodată DNA-ul să confirme flagrantul în timpul flagrantului? De obicei îi reținea și nu dădeau comunicate de presă. Dacă bine ne aducem aminte. Domnul Crin Bologa, pentru o publicație, a confirmat faptul că... citez aici. Stai un pic, o secundă, Victor. Zice așa... stați un pic, o secundă. Violeta, am știrea în față. Crin Bologa a confirmat pentru știri pe surse.ro că în birou directorului Spitalului Județean Baia Mare are loc un flagrant. Da? Asta e vorba. Și da? Este vorba de un dosar deschis de DNA București și care vizează executarea unui contract de achiziții. Vreau să vă spun ceva. Nu știu dacă este bine sau dacă este rău, dar trebuie să se înțeleagă foarte clar. Generic se vorbește despre Direcția Națională Anticorupție. Nu. Cei care fac reținerea sunt punctual procurorii. Și nu procurorii nu stai atenție, DNA? Numai puțin. Nu păi, procurorii... Păi, Ciocane, las-o dracu de treabă, că nu are ținut... Domnul Ciutacu, stați așa că dacă o lăsăm dracu de treabă, stați un pic, lăsați milițianismele și urletele, stați un pic. Nu există procuror, stați un pic să ne înțelegem civilizat, domnul Ciutacu. Vreți să nu se mai înțeleagă nimic? Cu toate secretele. Domnul Ciutacu, numai puțin, stați să ne înțelegem. Nu e vorba de DNA, nu e vorba de procurori. Este vorba despre un procuror și nu despre mai mulți, în fiecare caz în parte, nu numai în acest caz. Pe de o parte. Pe de altă parte, în orice situație de reținere, trebuie îndeplinite condițiile prevăzute de codul de procedură penală. Dacă se încalcă în vreun fel aceste condiții ale codului de procedură penală și se demonstrează pe mai târziu că procurorul a greșit, se poate întoarce împotriva oricărui procuror, chiar pe lipsire de libertate în mod ilegal. Stați, domnul, puțin, că nu suntem în țară. Poți să nu mai bați câmpii. Domnul Ciutacu, stați un pic, eu vorbesc pe lege, domn. Hai pe bune, lasă-mă cu legea, o scoate cineva din pușcărie pe Sorina Pintea. Eu nu vorbesc de Sorina Pintea. Dacă se demonstrează că n-a luat șpagă, nu vorbesc de oricum. Cine a luat șpagă, domnule, stați un pic, Exact asta. Eu vorbesc de principiu. Exact asta am spus eu anterior. Până când se va lămuri
dacă da sau nu, efectul a fost produs, cutremurul a fost produs, ce acest cutremur? Adevăr. Nu legați de partidele politice. Cum Ciocan, să nu legi? Domnule Ciocan, că a fost ministrul reținerea sănătății. Se face, nu odată, reținerea nu a fost confirmată și solicitarea, că reținerea nu pot să o confirm. Solicitarea de arestare preventivă a fost respinsă de către instanțele judecătorești. Asta înseamnă că în acele cazuri nici reținerea nu era justificată. Noi atunci se întoarce nu... împotriva procurorului. Cine s-a întors Felix, stați un pic. Cine s-a întors? Până atunci, s-a întors? Orice procuror care se demonstrează drept. Că a reținut ilegal. Da, domnule, dar povestea este alta. Domn. În momentul în care ai reținut un om, ai distrus un destin. Da, după domn. Aceea, peste 5-6 orice procuror, repet, ești achitat, care se despre care se demonstrează că a reținut ilegal. Când se demonstrează domnul, că avocat, stați un pic, că discutăm pe principiu. De acord. Discutăm pe principiu. Când se demonstrează că o măsură preventivă a fost luată nelegal. Când se demonstrează? Când? Nu știu când păi, se demonstrează. Păi niciodată, nu eu n-am văzut niciodată după un procuror. După mulți ani, când se doar dacă se pronunță o soluție de achitare. Lăsați-mă să vă spun că nu trăim în țara. Violeta, am și o rugăminte la tine. Te rog. Că am fost contemporan în studioul ăla de televiziune cu anumite evenimente. Ce s-a întâmplat procurorilor Onea și Portocală? Asta încerc și eu să mă lămuresc. În urma sesiilor de rețineri și arestări ilegale și achitărilor dispuse de instanță după aia. Că domnul Onea se poate întoarce bine mersi la muncă. Onea să-și întoarce la muncă de azi. Da, păi eu ce zic, de domnul Onea. Consiliului Superior al Magistraturii. Ce li s-a întâmplat procurorilor ăla? Da, procurorul care l-a reținut pe Cristi David, fost ministru de interne. De, dar sărim de la Baia nu, Mare, dar la Onea. Păi nu, vorbim de procurori. Lăsați-mă să... Bun, haideți să depășim momentul că vorba lui Victor n-am văzut niciun procuror. Nu vorbim de PNL, nu vorbim de Sorina Pinta, vorbim de principiile statului român. Reținerea se face numai în condițiile prevăzute de codul de procedură penală. Nu reține DNA-ul, reține un procuror și nu procurori. Și dacă se demonstrează că s-au încălcat în vreun fel condițiile reținerii, atunci procurorul respectiv răspunde pentru lipsire de libertate în mod asta ilegal. Asta probabil în teorie, că wow, în practică... În teorie. În teorie. În Republica Moldova, primul ministru a cerut începerea urmăririi penale în regim de urgență față de 4 judecători da. Care au dat o decizie pentru Republica care țara Moldova. A fost condamnată la CEDO cu 70 de milioane de lei. De asemenea, bugetul Ministerului Justiției este redus la rectificare da. Cu 70 Bun. De milioane de lei. Și să ne întoarcem la Republica discuția Moldova, noastră, despre ce vorbim. Ca și concluzie, domnule Andronic, ce așteptați? Ce credeți că se va întâmpla pe mai departe? Eu aștept dacă va exista o reținere în acest dosar, pentru că, după părerea mea, deocamdată este adusă la audieri. Corect. Este reținută. Corect, asta e. Și urmează să dea declarații în fața procurorului sau nu, ci să se emită sau nu de reținere, să se ajungă cu acest mandat în 24 de ore în fața unui judecător. Acolo ne vom da seama cât de solid este dosarul. Asta deci... încercam să vă spun la un moment dat, că mai există totuși un filtru care de, în cele mai multe cazuri funcționează. Și ne vom da seama dacă este într-adevăr un dosar beton, pentru că odată apar date chiar și sumare din dosar, dar oricum vom ști mai mult decât acum, când mai mult pur și simplu presupunem, ca să nu spun altceva. Și vom vedea dacă există o bază solidă sau pur și simplu asistăm la altceva. Până atunci mi-e foarte greu să trag o concluzie că e o bătălie politică sau nu. Nici nu știu ce să sper, ca să fiu foarte sincer în acest caz. Corect. Dane, iartă-mă, Violeta, vreau să pun o întrebare lui Dan. Tu ai trecut, din nefericire pentru tine, până postura de reținut pentru 24 de ore, sau da. Păcatele mele. Ulterior, acuzațiile la adresa ta au fost clasate, da? Nu, am fost achitat în prima... Ai fost achitat, da? După 3 ani jumătate. Da. Procurorul tău a plecat, e pe la mănăstire, e pe Muntele Atos, unde? E celebru procuror de la Brașov, procurorul șef de la Brașov, ușor spre casă, spre Sibiu. Nu, da. Haideți să fim serioși. E undeva pe stradă, unde e? E în procuratură sau nu? Deci, e în procuratură sau nu? Nu, e tot în procuratură, nu. Dar mulțumesc pentru răspuns. Am zis că s-a dus acasă. El venea la Sibiu fiind unul din favoriții lui Chioveș. Deci a răspuns foarte tare procurorul pentru a pus... Nu, dar să fim serios, nimeni nu răspunde în România pentru asemenea lucruri. Pentru că sistemul este prost construit. Este făcut în așa fel încât, dacă vreți, nu încurajează, dar protejează abuzurile. Și în momentul în care, așa cum spunea la un moment dat Ion Cristoiu, vin niște milițieni și preiau comanda,
apar tot felul de lucruri pe care le-am văzut în ultima vreme și pe care unul din noi, din păcate, le-am experimentat. Victor, tu... Eu mă consider mulțumit cu răspunsul pe care mi l-a dat Ana Domnului. Apropo de răspunderea procurorilor. Și apropo de flagrant și de reținere, dacă într-adevăr există un flagrant ca la carte, da, cineva, dacă un om de afaceri, cine ar fi el, dându-i bani Sorinei Pintea, atunci, în mod sigur, e vorba de reținere. Nu mă pricep eu, dar domnul avocat aici de față cred că ne ajută. Dacă e vorba de un flagrant clasic, la care îl știm, e clar, se lasă cu reținere. La flagrant clasic, care flagrantul trebuie să fie exact așa cum l-a descris Dan Andronic, adică să ai interceptare, să ai un denunț, uite, mă duc să-i dau bani că mi-a cerut, în momentul în care se dau bani. Asta se lasă sigur cu reținere. Da, dar atenție, fără discuție, da. Fără discuție, da, dar în contextul în care există cel puțin suspiciunea că cel care chipurile ar fi pretins mita, s-a întors și l-a întrebat pe așa zisul mituitor ce-i cu asta, este evident că habar nu avea despre aceasta despre este informația. Iar ordonanța de reținere, dacă se va da, se va da mâine dimineață după audiere, astfel mâine, încât cele 24 de ore. Care sunt condițiile de o persoană nu mai dispune de sine dintr-un anumit moment și ea nu este reținută? Sau cum? Cu ce am început intervenția? Cu faptul că din nefericire... Eu vă întreb, adică, nu. Luăm o persoană, exact. stați să ne murim cetățenii României, domnul avocat. Din momentul în care o persoană nu mai dispune de sine, teoretic, este reținută sau nu este reținută? Ca să ne lămurim. Eu ce am spus? Păi cum, în adică momentul în care te iau cu mașina și te plimb prin țară, nu știu cine... Ce am spus încă de la început, ordonanța de reținere ar trebui emisă imediat ce se restrânge dreptul persoanei la liberă circulație. Se întâmplă lucrurile astea, că eu merg la rigoare, ca la matematică. La rigoare am mers și eu. Nu mă interesează cine e cetățeanul, ce a făcut, că a aruncat plic, că n-a aruncat plic. Pe mine mă interesează legea în România. Am spus faptul că ordonanța ar trebui emisă. Pinta nu mai dispune de domnia sa, da, și cineva trebuie să justifice această... Cineva, o singură altă persoană din România trebuie să justifice de ce se întâmplă lucrul ăsta. Da sau nu? Nu știu cine a dorit să intervină, domnul Andronic sau Victor. Stați așa, că unde trăim? În ce țară trăim? O secundă. Domnul Andronic, ați vrut să ziceți ceva? Haideți să vă explic practic cum se desfășoară lucrurile astea. Deci, întâmplător și din nefericire, am trecut prin așa ceva. Deci, ordonanța de reținere o va da procurorul la București. Iar nu o va da. Cum adică o va da? Stați un pic, că nu înțelegem ce spune. E un om de pe stradă, stați un pic, că sunt polițist, stați un pic. E un om de pe stradă și emis mai târziu un document? Poți fi polițist, dar ați trecut din fericire pentru dumneavoastră prin așa ceva. Păi, dar stați că nu discut de mine și nu discut de dumneavoastră, domnule. Mă lăsați să vorbesc. Domnul Andron, nu discut de dumneavoastră și nu discut lăsați de mine, discut în principiu. Dar nu-i vorba să lasă de mine, nu e vorba de principiu. Eu nu știu de... din ce cărți trăiți dumneavoastră. În ăsta, codul de procedură penală. Povestiți-ne, domnule Andronic. Și puteți să vă treziți puțin? Haideți să vă spun cum cur lucrurile la modul practic. Deci odată ce s-a făcut percheziția, ceea ce s-a întâmplat la Baia Mare, ești dus pentru audiest la București. Corect. Eu am fost dus la Brașov, da? Unde am mai stat până la 4 dimineața ca să intru la audiere. Cu noi cum? Adică te iau așa pur și simplu? Dom'le, ce vreau, dar nu înțelegi ce vă mirați că așa știe toată lumea? Nu luăm oameni de pe stradă, poliția și parchetul. Bună ziua! Păi dar nu luați-o de pe stradă, domnule Ciocan! Nu există, domnul Ciocan! Stați, dom'le, că trăim în România, domnule Ciocan! Dar ce poveste tristă! Moș Crăciun nu există! La discuțiile astea! Bun, haideți să ne stați un pic, să și parchetul în România sunt în slujba cetățenilor și nu împotriva lor. Violeta, poți să-l oprești pe Ciocan? Da, nu știu ce are domnul Ciocan în seara asta, ca și când nu știe cum se... Păi cum are că dumnealui vrea să deci, ne explice cum să petrec cum l-au legat ăla și Ciocan îi spune că îi se pare. Domnule, dar Andronic, ia povestiți dumneavoastră dacă în toată acea perioadă, când nu ați fost reținut, că nu se emisese ordonanța de reținere, ați avut libertatea de mișcare, de exemplu să plecați sau să dați telefoane. Cum adică să ai libertatea de mișcare să pleci? Păi nu, asta erați, erați practic era în sediul DNA și nu aveți acces la telefon. Eu vă mulțumesc pentru tot ce... Stați un pic, vă rog eu frumos, domnule Ciocan. Nu vorbim de desene animate. Stați să vă spun cum decur lucrurile în mod practic. Deci se face percheziția, semnezi procesul verbal, după care cu jandarmii și cu ea de la DNA, dar cu jandarmii, te urci într-o mașină și te duci la unde vor ei să te ducă, unde au ordine să te ducă, da? Ce libertate de mișcare, doar despre ce vorbiți? Cum să mă mișc în mașină? Da, nu te leagă și nu spune ca gula în cap. Dar asta înseamnă că ai libertate de mișcare?
Domnule Andronic, domnule Ciutacu, adică, domnule avocat... Exact, nu mă puteam da jos din mașină. Da. Nu întâmplător am întrebat și vă mulțumesc pentru răspunsurile pe care le-ați formulat. Pentru că trebuie să afle toată țara ceea ce spuneți dumneavoastră acum. Păi da, dar lucrurile astea sunt știute. Vă mulțumesc că le spuneți la televizor. Breaking news. Dar nu-i breaking news. Eu vă mulțumesc pentru că le spuneți. Nu întâmplător întreb. Eu cred că trecând peste toate lucrurile astea procedurale, mai curând aș fi interesat de momentul cheie al flagrantului. Și anume... Banii. Dacă tipul a ajuns acolo cu tot... eșafodajul procedural gândit, înseamnă că 1. Deja făcuse un denunț, 2. Îl pregătiseră pentru flagrant, 3. L-au trimis cu banii la ea. Nu, da, când a ajuns cu banii la ea, erau două variante. Ori să aibă o discuție cu ea și ea să meargă pe discuția lui să-i spună ți-am adus banii, treaba cu tare, nu știu ce, sau să facă mai mult semne și după aia să-i arunce plicul. Și în momentul în care ea i-a luat plicul, dacă se întâmplă lucrurile, s-au întâmplat lucrurile așa cum s-au spus, și ea ia plicul și se duce la el și spune, bă, dar ce-i cu asta? Că nu înțeleg. În momentul ăla, tot flagrantul și tot eșafodajul lor creat, se prăbușește ca un castel de cărți. Dar după scandalul Beuran cu banii la birou, de ce am crede noi că doamna Pintea ar fi luat banii în birou, ar fi cerut omului de afaceri, băi, vină la mine la birou? Nu, sau și de ce credem noi că nu ar fi trimis un intermediar, de pildă? Nu. De ce s-ar fi expus chiar ea? Nu. Mai ales după ce anunțase o posibilă candidatură, este exact aceasta, care genera multe În ambele variante expuse de tine, situația se întâmplă la fel. Întotdeauna, că vorbim de făcătură sau flagrant pe bune, întotdeauna cel care merge să dea banii este preparat, pregătit înainte de DNA. Corect. Deci, corect la flagrant. Chiar așa doar și finalul. Povestea este alta. Cum e finalul? Sorina Pintea a fost sau n-a fost surprinsă de plică? Dacă era surprinsă și habar nu avea despre ce... Și acum întrebare e cum ne lămurim noi? Nu poți vorbi de flagrant. Auzi, că asta e problema. Cum ne lămurim noi? Pentru că e cuvântul ei împotriva cuvântului celorlalți. Apare pe interceptare. Cum ne lămurim noi? Nu, Luis. Nu, aici nu e cuvântul. Are, dacă el avea aparatură pe el, păi, 100% dacă avea tehnică pe el, 100% să registreze, tehnică. Și atunci ei spune, dar ce-i cu asta? Okay, atunci, asta rămâne înregistrat, atât. Atunci întreb, păi, da, se aude plioșc plicul și ea zice, dar ce-i cu asta? Atunci întrebarea nu e flagrant. Luis, atunci întrebarea nu este deloc retorică, este dovada irefutabilă a faptului că femeia habar n-avea și că nu existase o conivență. Adică nu, acest plic nu a fost dat ca urmare a unei solicitări. Da, și dacă îi dau un comunicat de presă mâine și zic așteptăm și comunicatul, am surprins-o în flagrant, cu tare, da, denunțătorul X s-a dus acolo, i-a dat plicul, și aș ministra o 500.000 de euro în minister. Vreau să le mulțumesc, vreau să le mulțumesc domnilor Sorin Roșca Sănescu, lui Victor Ciutacu și domnului Dan Andronic pentru intervenția telefonică. V-am promis la începutul emisiunii că o vedem pe Sorina Pintea cu lacrimi în ochi aici la România TV. Povestește fostul ministru cum a descoperit boala gravă autoimună de care suferă și ce i s-a întâmplat în toată această perioadă. Iată. Și pentru mine a fost un șoc. Trebuie să recunosc că a fost pentru a doua oară în viața mea când m-am simțit descumpănită și dezorientată puțin. Am primit un diagnostic ciudat, un diagnostic care m-a pus pe gânduri. 25 octombrie dimineața, îmi aduc foarte bine aminte datele pentru că am făcut așa niște legături. M-am trezit și nu puteam să-mi desfac mâinile. Și atunci m-am gândit și nu puteam să-mi ridic mâna stângă. Mâna stângă și piciorul stâng erau cele mai afectate. M-am gândit că trebuie să consult un reumatolog. Mi-am făcut o programare la doamna doctor, doamna profesor Ruxandra Ionescu de la Sfânta Maria și m-am dus la dânsa. Mi-a spus, aveți o miozită, luați un antiinflamator și faceți setul acesta de analize. Luni, 4 noiembrie, guvernul Orban a fost votat în Parlament, deci eram ocupată, trebuia să-mi adun lucrurile din birou, trebuia să mă pregătesc de plecare, așa că am amânat din nou pentru dimineața zilei de 5 noiembrie. Înainte să predau ministrului Costache ministerul, am fost să-mi recoltez analize și mi-am văzut de treburile zilnice.
După amiază am primit analizele și le-am trimis doamnei profesor, care mi-a spus la telefon că este o dermatomiozită, că 80% din pacienți ascund un neoplasm și că ar fi bine să-mi fac un computer tomograf. La care eu am fost foarte, zic ce fel de computer tomograf, dar foarte calmă. Și a spus, păi, la tot corpul. În acel moment am realizat. Deci a fost momentul în care am realizat, de fapt, ce se întâmplă. A urmat o noapte albă în care mi-am reanalizat prioritățile, cum ar veni, dar primul lucru la care m-am gândit a fost că nu am voie să-mi abandonez copiii, cei trei copii. Unul dintre ei a fost deja abandonat de o mamă și eu nu puteam să o abandonez și eu. Am început corticoterapia, puls corticoterapia, se face o terapie șoc, asta am aflat și eu ulterior. Biroul meu este la etajul întâi. Există niște scări. Nu puteam să urc scări acasă, mă îmbrăca soțul meu, nu puteam să urc, să cobor scări, era ciudat. Și mă așezam în fața scărilor și ziceam, acum eu trebuie să ajung la birou la etajul întâi. Nu mă întrebați cum ajungeam. Da, ajungeam. După prima cură de puls corticoterapie, analizele nu arătau foarte bine, semn că nu răspundeam foarte bine la tratament și atunci s-a trecut la terapia de linie a doua, imunoglobuline. Mi-a fost administrată și după chiar prima cură, deja analizele mele arătau mult, mult, mult mai bine. Bolile autoimune au în spate o chestiune genetică care nu există la mine, neoplasm care nu există, o boală infecțioasă care nu există, stresul care a existat. Cel mai greu a fost pentru mine să nu mă pot juca cu fetița mea de 3 ani și jumătate, care nu înțelegea de ce mama nu se joacă cu ea, de ce nu ne jucăm de alergatul prin casă. I-am explicat că mama are o problemă și în momentul în care într-o seară a văzut că sunt pansată la mână, am făcut o biopsie musculară, a spus, în momentul în care o să luăm pansamentul, o să te poți juca cu mine, mă rog, peltic, așa cum vorbește ea, atunci m-a marcat așa. Asta m-a durut foarte tare, că nu puteam să explic de ce nu pot. Mă trezeam, așa cum vă spuneam, noaptea să iau medicamentele și mă duceam într-un colț acasă și plângeam, pentru că soțul meu era foarte vigilent, se trezea la orice mișcare. Nici o clipă nu m-am gândit că n-o să fiu bine. Nici o clipă, nici o clipă. Da, domnule Telegescu, aș vrea o reacție de la dumneavoastră. Eu am rămas profund impresionată de aceste imagini când am văzut interviul făcut de colegii mei, transformată total. Da, și eu mă uitam și mă întrebam, dar cine este? Pentru că dintr-o dată... Tratamentul pare că este foarte agresiv. Da, din nefericire pe asemenea diagnostice, da. Dar ce fel de boală este aceasta? Bine, boala autoimună, asta am înțeles. Este o formă de cancer. Este o formă de cancer? Dar se tratează? Că se tratează, sigur, ce întrebare am și eu. Ce a ieșit la acel computer tomograf de care doamna doctor ne spune? De ce este un computer tomograf? A descoperit-o recent sau? Da, e o chestiune recentă. Da, ele pot evolua instant. Se pare, de-a lungul timpului am văzut multe persoane care după ce au părăsit funcțiile s-au îmbolnăvit de diferite boli chiar din poliție și au decedat, unii pe stradă. Adică asta e o evidență. Nu spun că există vreo legătură. Bolile autoimune pot exploda într-o secundă și din nefericire sunt vizibile doar în anumite momente când se generalizează. Bun, deci recomandarea a fost de tomograf generalizat. Mergem mai departe. Poveste mult mai complexă, doamna Sorina Pindea, și în 10 secunde este într-o situație mult mai dificilă. A trecut prin drama, a povestit cu fiul ei și a fost extraordinar de demnă. E limpede și faza cu fetița, care, mă rog, odată a fost abandonată, ar fi groaznic să rămână acum fără mamă. Deci situația e mult, mult mai complicată, motiv pentru care mie mi se ridică un serios semn de întrebare asupra veridicității. Bun, schimbăm subiectul, pentru că avem și doi invitați foarte speciali în direct prin telefon.
Sunt măsuri extreme, doamnelor și domnilor. Casa bolnavului de coronavirus este păzită de jandarmi. La această oră în casă se află alte 7 persoane care au fost testate pentru coronavirus. Este vorba despre soacra bărbatului infectat, care refuză să stea în carantină la domiciliu. Se întâmplă în Baia Mare. În legătură telefonică directă cu noi se află domnii Cătălin Cherecheș, primarul din Baia Mare, dar și domnul doctor Străinu Cercel. Bună seara amândurora! Domnule Străinu Cercel, aș începe cu dumneavoastră să ne spuneți care sunt ultimele informații legate de pacienții infectați cu coronavirus. Din datele pe care le-am în acest moment, pot spune că pacienta din Timiș este cu o stagenă bună, fără probleme deosebite, în timp ce pacientul din Maramureș, de la Baia Mare, are o serie de probleme respiratorii. Mai explicați-ne odată ce are persoana din Maramureș, că n-am înțeles. O serie de probleme respiratorii. Respiratorii. Ce înseamnă asta? Ce tratament, ne puteți spune ce tratament îi se administrează? Tratamentul este unul complex pentru menținerea funcțiilor respiratorii. Se află la terapie intensivă? Corect. Explicați-ne un pic, că nu toți înțelegem sensul. Este o situație gravă în acest moment cu bărbatul? Nu este foarte gravă, dar s-a putea să necesite respirația pe ventilator. Adică să fie intubat, practic. Exact, da. Bun, aș vrea să lămurim un pic... Da, domn profesor, starea lui anterior contactării virusului, care era? Suferea și de alte boli? Nu suferea de alte boli. Este o persoană tânără, 45 de ani. Da, e adevărat. Dar avea probleme privind imunitatea? Și-a dat seama, fiind în Italia, că are o problemă. A dus la spital în Italia. În Italia l-au trimis acasă cu ceva medicație. A realizat că s-ar putea să întâmple ceva mai grav și s-a urcat în mașină și a venit în țară, de unul singur. S-a dus la spital, s-a internat. După primele 2 zile de internare, colegii au constatat că starea lui de sănătate se agravează și dezvoltă insuficiență respiratorie, motiv pentru care l-au transferat la clinica de boli infecțioase de la Cluj, unde este și acum în terapie intensivă. Lucrurile nu sunt clare în ce direcție va merge această disfuncție respiratorie, dar pentru a sufla neauzi, ca să spun așa, este pus în terapie intensivă. Familia bărbatului a fost testată în acest moment, că înțeleg că locuiește cu mai multe persoane sau locuia cu mai multe persoane. Nu am dat în acest moment cu privire la testările care s-au făcut, pentru că ancheta epidemiologică este în curs și contactul a să fie evident testat. În acest moment, câte persoane infectate cu coronavirus avem, domnule profesor? Două. Deoarece primul s-a vindecat. Și primul e gata, testul a ieșit negativ. Urmează în zilele următoare mai facem încă unul. Dacă este și cel de-al doilea negativ, va fi externat ca sănătos. Domnule doctor, dați-mi voie să vă întreb ceva. Înțeleg că o persoană, un italian, vine din Italia în România și îmbolnăvește un cetățean român. Din Italia în România, omul acesta a călătorit izolat, așa, prin vamă, n-a interacționat cu nimeni sau virusul ăsta? Cu avionul. Stați un pic, și prin avionul... A fost preluat și ceilalți. Ok, și prin avionul ăsta n-a mai stat cu nimeni de jur împrejur, l-a găsit doar pe unul din România, că eu nu înțeleg ce e asta. Înțeleg că e un virus cu nume de bere, corona, care s-a focalizat așa pe un cetățean român și din Italia până în România virusul ăsta nu s-a mai plantat la nimeni. Nu, virusul se numește, deci, COVID-19. Virusul ăștia cum circulă ei prin lume? Exact ca și cetățenii care fac formalitățile vamare. Lăsați-mă ca să înțeleg că situația este destul de gravă. Păi tocmai că e gravă, adică e atât de gravă încât... Haideți să-l lăsăm pe domn profesor să ne răspundă. Vă rog, domnule Străinu Cercel. Vă întreb când s-a dumneavoastră la bagatelizat lucrurile serioase. Nu bagatelizez, dumneavoastră, dar ăsta n-a interacționat cu nimeni până în România? Alții nu s-au mai îmbolnăvit, ăștia n-au plecat în lume, nu vorbim de pandemie? Acum vă rog să mă ascultați. Vă ascult. Dacă nu, încetez și nu mai discut. Sigur că da, eu sunt direct interesant. Vă rog, domnule Ciocan,
Domnule Ciocan, vă rog frumos. Mi-e foarte teamă, credeți-mă, tremur și vreau să știu cum mă protejez. Vă rog frumos, domnule Ciocan, să ne liniștim un pic și să-l ascultăm pe domn profesor. Dacă îmi permiteți, în asemenea sistem, nu avem ce discuta. Nu, vă ascult. Domnule Ciocan, vă tai la valiera. Domnule profesor, vă rog, vă ascultăm. Haideți să încercăm să refacem legătura telefonică cu domnul profesor, pentru că domnule Ciocan, vă rog frumos, nu mai interveniți, pentru că am pierdut un telefon important, aveam niște întrebări pentru domn profesor și de acum răspundeți dumneavoastră. Cum s-a vindecat pacientul? Asta încercam și eu să aflu, voiam să ne spună câte teste mai sunt în lucru în acest moment la Matei Balș. Erau multe întrebări. Rog colegul meu producător să mai încerce la domnul profesor Străinu Cercel. Poate totuși ne răspunde la telefon. Domnul Ciocan a ridicat problema, potrivit căreia un tip care are o asemenea acțiune la purtător se deplasează din Italia până în România și infestează doar un singur cetățean cu care nu a dat noroc, nu s-a aflat în proximitatea lui, nu s-a dus la vânătoare, nu s-a dus la petrecere. Deci, mi s-ar părea mai firesc ca unii dintre cei cu care a călătorit cu avionul să fie mai curând expuși virusului decât unul care era doar întâmplător la fabrica respectivă. Bun, este cu noi și primarul din Baia Mare, domnul Cătălin Cherecheș. Deci asta e neclar aici. Bună seara, domnule primar. La dumneavoastră, cum este situația? Aveți vreun caz? Vreau să vă relatez chestiunea legată de cel care, din păcate, este infectat cu acest virus și s-a prezentat la Spitalul de Boli Infecțioase din Baia Mare imediat după ce a venit din Italia. Cel din Maramureș, da? Din Baia Mare, respectiv județul Maramureș. Da. Așa, și acel domn a fost transferat ieri la clinica de boli infecțioase din Cluj-Napoca. Soția domniei sale, cu care chiar am vorbit înainte să intru în direct cu dumneavoastră și am o legătură directă cu ea și fiind telefonic contactul cu dânsa, este o doamnă intelectuală care își înțelege responsabilitatea de a rămâne izolată, este singură, este asigură într-un mod foarte discret, pentru că nu e o chestiune de a genera histerie, protecție, respectiv conform legii și conform dispoziției Comitetului Județean pentru situații de urgență, un plan de monitorizare a zonei în care locuiește. Doamna respectivă va fi testată de către medici, îi se vor preleva probe, inclusiv mâine. Eu sper, urma din primele date, înțeleg și din primele probe, doamna nu are niciun de problemă de sănătate. Sper ca și soțul domniei sale să se însănătoșească și să fie toate lucrurile în normalitate. Și despre acest bărbat, ce ne puteți spune? În ce stare este mai exact acum? Cred că v-a spus domnul profesor Crinu Cercel exact starea pacientului. Eu am făcut acum două zile un comitet local pentru situații de urgență în care am întrebat factorii responsabili dacă în Baia Mare există vreun suspect. Mi s-a spus că nu există. Și am întrebat încă o dată foarte răzbicat, sunteți siguri că nu există niciunul? Deși știam că aveam eu informațiile mele personale că în sistemul sanitar undeva există un suspect. Dar nimeni, nici Direcția de Sănătate Publică, nici alți factori relevanți din această zonă, nu au comunicat Comitetului Local pentru Situații de Urgență acest lucru. Probabil că, într-un fel, n-au vrut să creeze o panică, deși vorbim de o structură instituțională, o structură care are niște atribuții în astfel de situații. Dar, dumneavoastră, ce măsuri ați luat ca primar aici? Noi am generat un anumit plan de verificare a tot ceea ce înseamnă sistem de învățământ, pentru că mă interesează, în primul rând, tot ceea ce înseamnă dezinfecție,
a spațiilor de învățământ. Copiii sunt importanți. După aceea, tot ce înseamnă transportul în comun și sterilizarea tuturor autobuzelor, mijloacelor de transport în comun. Și după aceea, tot ceea ce înseamnă sistemul nostru de servicii publice, unde avem interacțiune cu cetățenii, la fel să fie toate normele de dezinfecție și de dezinfectare să fie nu respectate, să fie duse la cel mai înalt standard. Sperăm, domnule primar, să nu mai avem astfel de cazuri, deși ni s-a spus oficial să ne așteptăm. Mai am o ultimă întrebare la domnul Cherecheș, că o să luăm publicitate în curând. N-are legătură, domnule Cherecheș, cu coronavirusul, dar se întâmplă la dumneavoastră în Baia Mare. Ce știți să ne spuneți despre acest flagrant al doamnei Sorina Pinte? Aveți vreo informație? Eu vreau să vă spun următorul lucru. Eu cred în prezumția de nevinovăție și cred în altă ordine de idei în instituțiile statului român. Păi și dumneavoastră ați trecut prin asemenea situații, nu? Da, cred că instituțiile statului român au învățat în ultimii ani să nu mai genereze abuzuri așa cum au generat în cazul meu. A, deci dumneavoastră credeți în noile instituții. Respect prezumția de nevinovăție. Păi după ce ați trecut, după ce ați trecut, prin ce ați trecut, practic, ne spuneți că încă mai aveți încredere în instituțiile statului? Sau le vedeți altfel acum? S-a văzut că chiar dacă am fost târât prin cele mai ordinare pușcării din România, totuși sunt primarul municipiului Baia Mare și s-a dovedit că din tot ceea ce mi s-a pus în cârcă, nimic nu este adevărat. Păi asta, dar înțeleg că asta e viața politică în România și că la un moment dat mai treci prin parlament, mai treci prin guvern și mai trebuie să faci o buclă și pe la pușcărie. Asta e moda. Dar, pe de altă parte, deci citiți totul într-o cheie politică ce s-a întâmplat cu doamna Pintea, că înțeleg că și-a anunțat și candidatura la Baia Mare, la primărie. Asta a fost o speculație. Doamna Pintea n-a specificat acest lucru în mod direct niciodată. Pe de altă parte, vreau să vă spun că domnia sa, repet, beneficiază de această prezumție de nevinovăție. Deocamdată, nu cred că vreunul dintre noi cunoaște cu adevărat acuzat. Da.